Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Vă reamintesc că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și Hunedoara Liberă și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă puteți abona pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în fața dumneavoastră în fiecare zi și vă mulțumim că sunteți alături de noi. Discutăm astăzi despre ce se întâmplă în cadrul Parlamentului European, pentru că vrem să înțelegem sau nu, până una alta, toată această mare familie a Uniunii Europene vine cumva și cu foarte multe beneficii, inclusiv pentru România, pentru județul Hunedoara și probabil, după cum bine știți, și sunt convinsă că și dintre cei care ne urmăriți sunteți așa împărțiți în două, pro și contra Uniunii Europene, noi încercăm să aducem în fața dumneavoastră oameni care lucrează zi de zi cu tot ceea ce se întâmplă acolo și oameni care să explice mai pe larg ce se întâmplă în Parlamentul European și care sunt până la urmă și plusurile pe care acesta le aduce României. Pentru acest lucru l-am invitat astăzi alături de mine pe domnul Iuliu Winkler, europarlamentar și președintele UDMR Hunedoara. Bună ziua, bine ați revenit! Salut, mâna, mulțumesc frumos pentru invitație, salut și pe cei care urmăresc acest dialog și vă doresc foarte multă speranță pentru perioada care vine. Mai vorbim de speranță în această perioadă? Mai putem vorbi despre speranță? Absolut. Dumneavoastră a spus că cei care ne urmăresc sunt împărțiți în două, pro și contra Uniunii Europene. Eu sper din tot sufletul că cei care sunt pro sunt totuși mai mulți și cei care sunt contra sau care sunt sceptici sau obiecțiuni încă pot fi convinși de faptul că apartenența noastră la Uniunea Europeană este un lucru bun, că noi avem beneficii extrem de numeroase din această apartenență la Uniunea Europeană, că lucrurile evident că nu sunt perfecte și nu sunt așa cum ne-am dorit noi să fie în toate aspectele vieții pe care o ducem noi la Deva, în județul Hunedoara, peste tot, dar că fără Uniunea Europeană lucrurile ar sta mult, mult mai rău decât ele sunt acum. Avem cumva memoria colectivă destul de scurtă, pentru că dacă ne-am întoarce în urmă cu vreo 20 și ceva de ani și am face așa o scurtă analiză, fără prea mari puncte așa pe care să le urmărim, ne-am dat seama că județul Hunedoara, să ne referim acum la ce se întâmplă aici, nu ar fi putut să evolueze fără aceste fonduri europene. Nu aveam rețele de apă, de canalizare sau poate mult prea puține pentru ceea ce ar fi trebuit să fie și ne place de cele mai multe ori să aruncăm așa cu privirea la ce se întâmpla în Germania, ce se întâmpla în Austria, în multe țări și iată că acum și noi am ajuns cumva în același punct. Bineînțeles, mai avem încă foarte multe lucruri de pus la punct, dar evoluția se vede. Acum, județul Hunedoara este un caz special, pentru că județul Hunedoara a fost dominat de un număr de industrii, industria mineritelui, industria siderurgică, mineritul de aur în Țara Moților, mineritul de cărbune în Valea Jiului, cel de minerău de fier în centrul județului la Hunedoara, industrii care au fost extraordinar de importante în urmă cu 30, 40, 50 de ani, dar care astăzi nu mai fac parte din categoria activităților sustenabile. Deci, indiferent cum s-ar raporta anumiți oameni care poate au pierdut locul de muncă sau au pierdut, sunt în niște condiții de pensie astăzi care nu îi mulțumesc, care nu sunt suficiente pentru un trai foarte bun. Nu au stabilitate, practic, pe care și-ar dori o probabil din acest punct de vedere. Restructurarea industriilor, reconfigurarea activității a dus și la pierderea populației pe care județul Hunedoara a înregistrat-o, a dus și la nemulțumirile de care am încercat să vorbesc și despre care noi suntem perfect conștienți și au dus și la un soi de atmosferă, să spunem, în care cei care sunt mulțumiți și care au beneficiat de avantajele Uniunii Europene par să fie mai puțin decât cei care sunt nemulțumiți și care consideră că Uniunea Europeană este, apartenența la Uniune, regulile din Uniunea Europeană au produs restructurarea industrială despre care vă vorbeam. Trebuie înțeles un lucru.
regulile economiei de piață au dus la această restructurare industrială în Hunedoara. Pentru că a fost vorba, cu excepția probabil a mineritului de aur, dar aceasta este o altă discuție, a fost vorba sau este vorba despre industrii subvenționate. Industria siderurgică în mijlocul țării, fără o cale de transport maritimă sau fluvială, era condamnată la închidere și restructurare cu sau fără venirea Uniunii Europene. Mineritul de cărbune, în care nu s-a mai investit, care nu a mai fost tehnologizat ani de zile și așa mai departe, era condamnat la închidere chiar și fără regulile Uniunii Europene, pentru că știți foarte bine, închiderea minelor a început în 1997, înainte ca noi să fi intrat măcar în procesul de preaderare la Uniunea Europeană. Deci iată că... Dar ne place să găsim vinovatul de sigur, fiecare dată, mai puțin să vedem ce se întâmplă la noi în ogradă. Nemulțumirea este justificată. Datoria noastră sau noastră, datoria guvernelor dintotdeauna este aceea de a găsi soluții. Guvernele au găsit sau nu soluții, uneori mai degrabă nu, pentru anumite probleme, în special în zona mare, zona industrială a Văijiului, care ar fi meritat un cu totul alt tratament și aici este evident și o parte de autocritică, pentru că am fost ați și eu și am făcut guvernare. Parte dintr-un guvern care nu a găsit soluții pentru problemele Văijiului. Acum însă, dacă ridicăm privirea puțin și ne uităm la învățământul din județul Hunedoara, ne uităm la firmele unele înființate de 20-25 de ani, altele mai recent din județul Hunedoara. Ne uităm la sectorul agricol, agricultura montană, modul în care satele, unele dintre satele Hunedoara, evident, sunt într-o situație extrem de grea și sunt confruntate cu depopularea, cu lipsa mijloacelor căilor de comunicații și așa mai departe. Însă, per total, per ansamblu, eu cred că s-a găsit și suntem într-o nouă situație economică, într-o nouă situație socială, în care foarte multă lume și-a găsit ritmul pentru această nouă realitate. Alții mai puțin sau mai greu. Și avem datoria să ne ocupăm și de aceștia. Dar calea pentru mine este foarte clar că a fost recalibrată, știți cum este la GPS, reconfigurarea traseului. Eu simt și cred că s-a făcut sau este în curs această reconfigurare a traseului județului Hunedoara și noul traseu al județului Hunedoara este traseul unei comunități aflată aproape de granița de vest a României, aflată pe niște căi mari de comunicare, autostradă, coridorul, culoarul 4 de comunicații de căi ferate, și o comunitate aflată în curs de redefinire a propriului viitor. Deci eu, da, sunt optimist și sunt plin de speranță. Haideți să vedem cât de optimist sunteți în ceea ce privește bugetul Uniunii Europene, pentru că și acesta este un subiect sensibil și în ceea ce privește România, dar și Uniunea Europeană. Avem nevoie de bani, avem nevoie de venituri. Ce se va întâmpla în 2024 cu privire la buget? În acest moment ne aflăm cu toții instituțiile Uniunii Europene într-un moment crucial al așa numitei proceduri bugetare. Bugetul pe 2024, deci bugetul anual, care face parte dintr-o planificare bugetară multianuală, se numește ea, sunt bugete multianuale de 7 ani, dar în cadrul acelui buget mare, multianual, ai nevoie de un buget anual, la fel ca și orice țară. În luna iunie, Comisia Europeană a propus un draft, un proiect de buget. În septembrie anul acesta a apărut și zâzania pe acest draft de buget, la fel ca și în țară, știți foarte bine că între putere și opoziție mereu este dezbatere pe buget, așa se întâmplă evident și la nivelul Uniunii Europene, unde în Parlamentul European am început să analizăm bugetul și am spus că el este prea mic. Statele membre, deci Consiliul Uniunii Europene, au făcut analiza în septembrie și au spus că bugetul propus de Comisia Europeană este prea mare. Statele membre au spus că ne aflăm în criză și în criză e nevoie să facem economie. Noi în Parlament am spus, da, ne aflăm în criză, însă tocmai dimpotrivă, soluția de a ieși în criză necesită mai mulți bani, necesită un buget puțin mai generos
Pentru că ce se întâmplă și ce vedem noi, bineînțeles, statele membre sunt reprezentate de către guverne și guvernele, sigur că au această presiune. Dacă trebuie să facă economie din bugetul național, atunci trebuie să facă economie și la nivel european. Noi însă în Parlamentul European vedem că cetățenii au diverse așteptări. Cetățenii vor să se simtă în siguranță, vor ca Uniunea Europeană să rezolve problema migrației, să rezolve problema războiului din Ucraina. Nu o să rezolvăm, nu o să închidem noi războiul, dar trebuie să ajutăm Ucraina, pentru că așa ne-am angajat. Între timp mai avem un nou război la granițe, la granițele regionale, să spunem, dar este extrem de aproape și simțim deja efectele situației, impactul situației din Israel și din fâșia Gaza, și atunci am propus în niște puncte cruciale niște majorări. Aceste puncte cruciale, m-aș referi puțin la ele, nu e vorba de sume care să schimbe în totalitate bugetul, pentru că vorbim de 140 de miliarde de euro pentru anul viitor în plăți, iar propunerile noastre toate sunt sub un miliard de euro, adică nu dorim să răsturnăm bugetul, dar vrem niște bani mai mulți, în primul rând pentru infrastructură, și acest lucru este bun pentru România. De ce? Pentru că cheltuieli din infrastructură, de ameliorarea infrastructurii, se vor face pe acele așa numite colidoare ale solidarității, pentru că avem nevoie de o mai bună interfață cu Ucraina. Păi la granița cu Ucraina sunt trei state europene, da? Polonia, Slovacia, România, deci vom beneficia de această majorare. A doua direcție este aceea a competitivității și a cercetării. Este acest program Horizon Europe de cercetare în care sunt cuprinse și universități din România și cele din Timișoara și cele din București și alte centre universitare. Vrem mai mulți bani pentru cercetare. Și în sfârșit, a treia direcție, dorim mai mulți bani pentru tineri. Pentru programul de tineri în agricultură, tinerii agricultori, despre care cred că am și vorbit aici la dumneavoastră la un moment dat, pentru programul Erasmus Plus și pentru burse și așa mai departe, de ce bani mai mulți? Pentru că a fost cel puțin o perioadă de 2 ani de pauză forțată, și anume perioada pandemiei de coronavirus, în care tinerii noștri, studenții noștri, nu au putut să se folosească de aceste programe Erasmus. Și va continua și atunci, acest program, continuă aceste programe. Și noi îl vrem cu un buget mărit. Deci îl vrem cu un buget mărit, după cum vrem, și aici nu este o chestiune de interes numai a României, pentru că de bursă Erasmus beneficiază absolut toți tinerii din Uniunea Europeană, dar poate că este mai important la DEVA decât la München acest program, adică e mai important ca noi, care suntem totuși... Are un impact mai mare asupra acestor tineri. Suntem probabil o periferie a Europei, da, a Uniunii Europene, geografic vorbim cel puțin, să îi ajutăm pe tinerii noștri să vadă exact ce se întâmplă și care va fi viitorul lor. Așa că eu sper că în negocierile care acum au loc, în zilele acestea, cum vorbim, ar trebui să se finalizeze până la mijlocul lunii noiembrie, deci ar mai fi vreo 2 săptămâni pentru finalizarea negocierilor. Eu sper că Parlamentul European va avea câștig de cauză și sper că vom avea un buget mai mare în 2024, și termin cu ideea foarte importantă, un buget european mai mare este bun pentru România, pentru că România este beneficiară a fondurilor Uniunii Europene. Și într-adevăr, România, majoritatea unităților administrativ-teritoriale din România s-au bucurat de fonduri substanțiale, fonduri europene, pentru că, așa cum spuneam și în debutul emisiunii, fără acești bani, majoritatea primarilor care au fost și aici în platoul emisiunii noastre ne-au spus că nu ar fi reușit să facă nici 2% poate din ceea ce au realizat până acum. Și iată, acum ați venit și cu câteva exemple de ce are nevoie România să susțină practic majorarea bugetului european pentru 2024, și sunt convinsă că ar fi mult mai multe de discutat pe acest subiect. Sigur că da, vă închipuiți că dacă bugetul de stat al României este complex și dacă ați discutat bugetul de stat al României, probabil că ați avea nevoie de câteva ore și de câțiva specialiști aici în platou care să-l defalce pe cheltuieli curente, pe investiții, pe diferite ministere, ce înseamnă sănătatea, ce înseamnă apărarea, ce înseamnă dezvoltarea infrastructurii și așa mai departe. La nivel european se întâmplă la fel. Trebuie reținută o singură idee, că noi vorbim despre un buget care este atât de stufos, am putea să rămânem cu o idee.
Bugetul Uniunii Europene, dacă îl vedem așa ca pe roată de cașcaval, trebuie deținut așa. O treime din acest buget merge pentru politica agricolă comună, o treime din buget merge pe politica de dezvoltare regională. Aceste amândouă politici publice europene sunt cruciale pentru România, pentru că majoritatea banilor vin fie pe agricultură, pe plăți directe, plăți pe hectar și așa mai departe, pe animale, pe ferme și așa mai departe. Și aici este un buget destul de generos pentru. Și este un buget generos pentru România, mai mare decât în oricare dintre anii dinainte, deci din momentul în care am aderat la Uniunea Europeană. Dezvoltarea regională înseamnă toate acele proiecte de care îmi vorbeați dumneavoastră ale primarilor, pentru că majoritatea acelor proiecte, unele acum încep să apară proiectele din PNRR. Dar până acum, acele proiecte veneau din politica de coeziune, adică a doua treime a bugetului Uniunii Europene. Și în sfârșit, a treia treime, a treia bucată din buget, acoperă tot restul nevoilor. Începând de la paza frontierelor, care, uitați ce important a devenit în ultima vreme, la programele de competitivitate, la programele de cercetare și la funcționarea Uniunii Europene, care, să reținem, este mai puțin de 1% din întregul buget european, adică acele cheltuieli pentru grupul de vizitatori, pentru funcționarea Parlamentului, funcționarea Comisiei Europene, cele două sedii ale Parlamentului, unde ar trebui să facem, Dumnezeule, în sfârșit o economie, dar nu ne putem înțelege tot la nivelul statelor membre, toate aceste cheltuieli, salariile noastre, indemnizanțiile noastre, cheltuiala mea și a colegilor mei pentru deplasarea cu avionul la Bruxelles, la Strasbourg și așa mai departe, toate acestea înseamnă mai puțin decât 1% din bugetul Uniunii Europene. Adică din suta aceea de lei, dacă luăm, sau suta de euro, este mai puțin de un euro alocat pentru cheltuieli de funcționare. Asta înseamnă că, sigur, oriunde se mai pot face economii. Dar majoritatea bugetului european este un buget de investiții, asta este foarte important. De funcționare, pentru că, eu știu, fondurile, plățile pe hectar, beneficiarii, fermierii le folosesc pentru ce doresc dânsii. Pot să-și asigure culturile pentru anul viitor, dar pot înființarea culturilor, dar pot să cumpere utilaje. Deci dacă asigură înființarea culturii, atunci este un buget de funcționare. Dacă asigură, eu știu, o achiziție de un utilaj, atunci înseamnă că și acei bani devin bani, sursă de investiții. Și din fericire există o plajă destul de largă și în ceea ce îi privește pe acești fermieri români. Sunt destul de mulți care au accesat fonduri europene. Unii acum, așa temători la început. Cred că dacă vă uitați, sigur, eu sunt conștient de problema birocrației, sunt conștient de greutatea de a, nu neapărat de a accesa banii, cât greutatea, la început poate, acum 15 ani a fost greutatea accesării. Acum este greutatea finalizării corecte a proiectului, pentru că sunt niște cerințe birocratice, dar sigur că nu vrem ca acei bani să ajungă în altă parte, adică undeva există evident și o disciplină bugetară, pentru că nu vrem ca acei bani să fie cheltuiți ilegal. Pe de altă parte, însă, eu doar din cunoștințele mele pe care le am despre proiecte din județul Hunedoara, eu cunosc extraordinar de multe povești de succes în județul Hunedoara. Și în domeniul agricol, și în domeniul zootehniei, în domeniul managementului forestier și așa mai departe, vedem povești de succes. Deci înseamnă că se poate. Care trebuie să continue, pentru că încă mai sunt șanse, mai există posibilitatea ca acești oameni să acceseze fonduri europene, că au mai fost discuții, se termină, gata, nu mai primim bani, ce vom face, numai ce ne-am așezat și noi cât de cât în ceea ce privește aceste fonduri și acum, gata, poate există cumva riscul să nu mai fie continuat. Există acest risc? Haideți să vorbim puțin despre cifre, deși eu știu că cifrele obosesc pe cei care ne urmăresc, pentru că e greu de înțeles, dar aruncăm niște cifre în aer, de aceea știți că altă dată vin cu mâna în buzunar la dumneavoastră, acum am venit cu câteva lentii în față. Recunosc. Păi, pentru că atunci când vorbim despre cifre, atunci trebuie să vorbim despre lucruri exacte. Cifrele sunt exacte și ele trebuie știute. Și această poveste a bugetului Uniunii Europene și a modului în care pentru România este o povară sau este un avantaj să particip la procesul bugetar al Uniunii Europene. Și atunci trebuie să ne uităm înapoi. De 16 ani de când suntem membri ai Uniunii Europene, știți că în fiecare an contribuim la buget. Fiecare stat membru contribuie la buget, apoi prin proiecte primește finanțări. Contribuția noastră la bugetul Uniunii Europene din momentul în care am aderat 1 ianuarie 2007 a fost de 27 de miliarde de euro.
27 de miliarde de euro. De primit înapoi, am primit un total de 82 de miliarde de euro până astăzi. Acestea sunt cifre pe care le găsiți în două locuri în surse oficiale din România, pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice și pe site-ul Ministerului Dezvoltării din Guvernul de la București. Asta înseamnă un plus de 55 de miliarde. Hai să vorbim pe românește, da? Dacă am un buget care înseamnă 100 de lei, ne imaginăm, un leu din acest buget al României trebuie, produs intern brut. Deci dacă am un produs intern brut de 100 de lei, un leu din acest produs intern brut îl plătesc la bugetul Uniunii Europene și mi se întorc 3 lei la loc. Deci dintr-un euro investit primesc 3 euro înapoi. Dintr-un leu investit primesc 3 lei înapoi. Eu cred că o afacere mai bună ca aceasta nici nu se poate imagina. Sigur, evident, știm, banii care vin nu vin, nu ni virează cineva în cont, nici în contul instituțiilor. Ei vin pe bază de proiecte, pe bază de programe și așa mai departe. Este pe acea structură este și firesc. Deci tocmai pentru a nu este ajunge acei bani în bugetul Uniunii Europene. Nu este un Caritas. Deci nu ne virează cineva, dă-mi un leu că îți dau înapoi. Nu. Este vorba de buget pe bază de proiecte și programe. Dar cu cât bugetul Uniunii Europene este mai mare, cu atât și România este mai avantajată. Și cu siguranță, vedeți că noi am început să mai depășim niște țări. La un moment dat eram ultimii, ne băteam cu Bulgaria, cu vecinii și prietenii noștri bulgari, pe ultimul loc din Uniunea Europeană, la orice parametru. La orice parametru. Eram acolo, acum, umăr la umăr. Tocmai a venit vestea că ne apropiem de Polonia în ceea ce privește produsul intern brut pe persoană și am depășit ușor, ușor, ușor Ungaria. Da? E o surpriză? Nu, pentru că suntem o economie mai mare, suntem o țară cu resurse mult mai multe și atunci este firesc să depășim Bulgaria, să depășim Ungaria, să depășim încet, încet statele din regiune și să ajungem undeva la un mai mare grad de coeziune, de apropiere de o medie a Uniunii Europene. Cu cât va trece timpul, probabil că peste 10 ani, situația va fi alta. O să primim înapoi ceva mai puțin. Pentru că va scădea alocarea României. Și ne poate dezvoltăm că, mult mai mult. Sigur că da. Să și cei Dumnezeu care, să fie așa. Deci așa se va întâmpla, dar acum, deci vorbim despre fapte, despre realități și asta este situația. Acum, sigur că putem să facem analiză pe acele perioade multianuale de câte 7 ani. Am avut bugetul 2007-2014, noi am intrat în 2007 în Uniunea Europeană, acum se termină la 31 decembrie bugetul 2014-2020 prelungit cu 3 ani în aplicarea acestui buget și vom putea la primăvara anului viitor să vorbim despre eficiența cu care închidem un exercițiu de 7 ani, al doilea exercițiu al nostru din Uniunea Europeană. Vom pierde niște bani, foarte clar, deci iarăși suntem în situația în care am fost și în 2014, nu vom putea consuma toate fondurile, dar cu siguranță că asta nu strică ansamblul relației bune, deci relației profitabile pe care noi o avem cu Uniunea Europeană. Vă referiți aici la România, că mă refer la România. Mă refer la România. Are șanse mari de a mai pierde. Mă refer la România, este o siguranță. Deci în 2000, în primul ciclu bugetar de 7 ani, am lăsat acolo neconsumați cam 1 miliard de euro. Din cei 19,8, dacă bine țin minte, care ne-au fost alocați atunci în perioada respectivă, pentru că ce înseamnă fondurile pentru politica agricolă, acelea se consumă integral. Deci le-am consumat și înainte și le consumăm și acum integral. De unde pierdem este politica de dezvoltare regională, unde se mai împiedică proiectele ele și acum vedeți primarii sunt extrem de nervoși în acest moment pentru faptul că nu știu din ce bani vor termina proiectele pe care le au în curs acum, dar care nu se vor termina până în 31 decembrie. Și sunt asemenea proiecte, multe sunt și în Deva și în județul Hunedoara. Este încă o nesiguranță. Guvernul trebuie să rezolve chestiunea aceasta. Și sigur că nu poți comprima timpul, adică nu poți să faci acum în 3 săptămâni ce n-ai făcut în atâția ani, ceea ce înseamnă că inevitabil va fi o sumă pe care o pierdem. Nu știm să evaluăm această sumă acum, ea va putea să fie mai mică sau mai mare, o să avem informațiile undeva în luna aprilie, mai a anului viitor, pentru că atunci se încheie cu adevărat conturile bugetare, dar
Între timp avem sursele din PNRR și vedeți cu toată nervozitatea proiectelor că nu facem reforma pensiilor, că nu facem cu tare, cu tare. Acum ne apropiem de o următoare cerere de finanțare, deci încă o tranșă din finanțările PNRR vor fi atrase și eu vă spun aici, nu știu dacă am mai vorbit de subiectul acesta, știți că PNRR, și le spun evident celor care ne urmăresc, PNRR trebuie să termine în 31 decembrie 2026. Este clar, deci vă dau o informație, nu este o părere, ci este o informație, nu e oficială încă, dar acest termen 2026 cu siguranță va fi prelungit. Pentru că niciun stat membru nu se află la zi cu planurile de restructurare și reziliență. În toate statele membre, incluzând Germania, incluzând statele nordice, care au și administrații mai eficiente, informatizate, digitalizate și așa mai departe, nu au reușit foarte ușor să administreze în paralel și fondurile de coeziune, dar și fondul de restructurare și reziliență. Și au fost, într-adevăr, și în România, așa cum spuneați, foarte multe discuții și pe baza acestui subiect, că vom pierde foarte mulți bani din aceste proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Oamenii nu au mai avut așa cum, sau parte dintre ei nu au mai avut încredere că acest proiect este unul realizabil și, în special, primarii aici au fost destul de supărați din această cauză și guvernul a luat unele măsuri. Este foarte bine pentru... când e supărat. Eu vă spun, e foarte bine ca primarii să fie supărați și în fond și la urma urmelor, niciodată democrația și un stat de drept, un stat funcțional nu înseamnă neapărat armonie. Păi armonie era în comunism, da? Unul vorbea și ceilalți tăceau. Asta era comunismul, da? Deci noi nu trebuie să țintim armonia, discordia sau, eu știu, schimburile de idei, diferențele de opinii sunt un lucru natural și bun, pentru că ele duc la progres. Primarii să fie vocali și să pună presiune pe guvern, acum, din opoziție, sigur, într-un mod constructiv, pentru că noi nu facem o opoziție agresivă, gălăgioasă și agresivă. UDMR am fost împinși în afara guvernării, asta este, a trecut, am înțeles, suntem în opoziție, suntem într-o opoziție constructivă, adică încercăm în continuare să facem propuneri, avem proiecte de lege și așa mai departe, încercăm să ajutăm procesul de finalizare sau de înfăptuire a acelor proiecte la care și noi am contribuit când am fost la guvernare, planul Angel Salini, investițiile în județe și așa mai departe, dar când vedem că ceva nu e bine, spunem și acum cam vedem că sunt mai multe lucruri care nu sunt chiar așa de în regulă. Sunt multe lucruri care nu sunt chiar așa de în regulă și dacă ne raportăm puțin la ce se întâmplă zilele acestea referitor la taxe, noile ordonanțe, la toate aceste probleme care au stârnit așa un val de reacții în România și în ceea ce privește pe cei din mediul privat, dar și pe cei de la stat. Sunt destul de multe probleme, destul de multe semne de întrebare cu privire la aceste aspecte. Cum se văd aceste lucruri de la Bruxelles, dar și de aici, de la Hunedoara, pentru că sunteți hunedorean? Acum dați-mi voie să privesc în primul rând aceste probleme ale bugetului României, să le privesc de la DEVA, nu le privesc de la Bruxelles. Se văd ele și de acolo și pot să îmbrac și într-o haină europeană opinia mea, dar dați-mi voie să mă uit la ele de la DEVA și dacă mă uit de la ele de la DEVA, ca un om care am lucrat în Comisia de Buget Finanțe pe vremuri când am fost membru al Parlamentului României, am participat la elaborarea primului cod fiscal al României, pentru că în 2003 s-a făcut primul cod fiscal din România și a fost un mare succes și o mare realizare. Văd niște lucruri pe care nu le înțeleg. De exemplu, nu înțeleg cum se poate ca un guvern care are o severă problemă cu deficitul bugetar, problema asta, apropo de Bruxelles, trebuie discutată la Bruxelles, unde, vedeți, în septembrie, sau țineți minte, în septembrie, cu mare tam-tam, o serie de miniștri, primul ministru, s-au dus la Bruxelles să negocieze. Ei, când s-au dus, ne-au spus ce vor să facă. Când s-au întors, nu ne-au mai spus chiar așa exact cam ce au obținut, pentru că n-au obținut nimic. Au obținut observații legate de faptul că ei trebuie să facă niște eforturi legislative și de implementare și trebuie să fie convingători, adică să vină cu cifre. Acum, în curtea bugetului e problemă. Deci, mai bine să nu prezint cifrele, pentru că dacă le prezint, ele indică și reflectă această problemă. Cred că asta a fost gândirea
premierului sau a cui a decis că nu mai facem rectificare bugetară în România. Și este pentru prima dată în 33 de ani că guvernul, iată, se află la început de noiembrie, atunci când de obicei se făcea a treia rectificare bugetară în România și nu s-a întâmplat o rectificare bugetară. Care e mecanismul însă? Se folosește acel celebru fond de rezervă la dispoziția guvernului. De unde se dau bani pentru salarii, de unde se dau bani pentru diverse cheltuieli. Pe de altă parte, sigur, acel fond de rezervă nu e un sac fără fund. El trebuie refăcut ca să alimentat din când în când. Și atunci îl alimentăm prin aceste măsuri de restricții, de natura restricțiilor extrem de severe. De ce nu face în România ele... rectificare bugetară acum? Păi nu face, nu România nu face, guvernul nu face. Adică haideți să ne înțelegem, dumneavoastră nu puteți face rectificare bugetară. Nici eu. Pentru că nu e treaba noastră. Nici a dumneavoastră, nici a mea, din Parlamentul European, eu nu pot face rectificare bugetară la București. Chiar dacă v-ați dori. Deci guvernul nu face, ca să ne înțelegem cine, unde e răspunderea. Guvernul nu face rectificare bugetară pentru că rectificarea bugetară duce la o transparență legală de altminteri, dar pe care azi guvernul nu și-o dorește. Pentru că dacă ar fi acea transparență a unei rectificări bugetare, atunci, într-o coloană, ce înseamnă rectificarea? Într-o coloană am acele instituții la care nu le ajung banii până la 31 decembrie. În altă coloană am acele instituții unde încă mai sunt bani. Încă mai sunt bani ce înseamnă? Păi sunt investiții care pot fi oprite oricând. Sau sunt investiții în cazul cărora împingem povara pe executanți și spunem, păi nu-ți plătim factura decât în ianuarie. Nu spune acum deocamdată, guvernul nu poate să spună așa ceva, că ar fi ilegal, dar induce niște măsuri care vor duce la acest rezultat. De fapt, ca autoritățile publice locale să nu poată plăti facturi. Acum ne aflăm în fața unei situații cu două posibilități. O firmă care este puternică și poate să susțină chestiunea aceasta, eventual printr-un împrumut bancar, sau o firmă care este mai puțin solidă și care ar putea chiar să intre în faliment. Sau, în orice caz, să aibă dificultăți extrem de mari, să trimită oamenii în șomaș tehnic, să se întâmple alte nenorociri de genul acesta, care se reflectă asupra populației. Și atunci, iată că de dragul de a nu recunoaște gravitatea problemei, mai bine nu facem rectificare bugetară ca să nu dăm ocazia nici Comisiei Europene, nici analiștilor din România să adune cifrele pe coloana datoriilor cu cifrele de pe coloana disponibilului și să vadă că disponibilul este mult mai mic decât datoriile. Este sigur și aspectul foarte important în România și în alte țări din Uniunea Europeană că ce fel de an e 2024? Este anul super electoral în care vom avea toate tipurile de alegeri de la Parlamentul European, autorități locale și apoi alegeri parlamentare și pentru președintele României. Și să intri în anul electoral cu probleme financiare severe nu este chiar cel mai bun auspiciu pentru guvernul care este în funcție. Păi asta este realitatea, chiar dacă sunt sau nu prezentate aceste cifre. Păi da, dar știți, împăratul este gol, dar dacă toată lumea spune că are haine frumoase, atunci asta devine o convenție. Lăudăm hainele împăratului, deși el este gol. Noi nu suntem bucuroși UDMR și eu personal nu sunt bucuros spunând lucrurile acestea, pentru că eu, și vă spun cu sinceritate, chiar în condițiile în care, nu de mult, repet, am fost împinși afară de la guvernare, nu suntem supărați, suntem mult mai constructivi decât să ne permitem să fim supărați astăzi. Deci noi, de fapt, dorim succes guvernării PSD-PNL, facem treaba asta și în Parlament în mod constant, pentru că facem propuneri legislative despre situația mamelor, despre protecția socială, despre funcționarea programelor și așa mai departe. Am făcut doar în ultimele săptămâni câteva propuneri legislative foarte, foarte importante. Sperăm că ele vor primi, că nu putem. Noi cu 6% în Parlament nu putem să adoptăm singur legi. Avem nevoie de votul unei majorități și noi sperăm și nu vă ascundem niciodată. Nu am ascuns această speranță. Sperăm că anul 2024 să ducă la o așa constelație electorală încât la sfârșitul acestui an noi să putem din nou negocia o intrare într-o coaliție de guvernământ. Asta e dorința noastră. Asta vrem în mod transparent. Da, noi ne dorim acest lucru și de aceea ne și proiectăm acțiunea politică
în acest mod. Noi nu suntem certați cu nimeni. Noi avem o formațiune politică antimaghiară și anti-europeană și antisistem cu care nu putem sta la aceeași masă. În rest avem în Parlamentul României și în viața politică din România potențiali parteneri. Iar la nivel local, fie că este DEVA, unde UDMR-ul este, știți foarte bine, nu noi decidem, nu noi hotărâm, nu noi vom da primarul DEVA-i peste 9 luni sau cât mai este până atunci, nu noi vom da primarul de la Unedoara sau de la Petroșani, în același timp ne dorim în continuare, ne ținem de cuvânt, avem niște, eu știu, înțelegeri electorale, alianțe și așa mai departe, ne ținem de cuvânt, ne vom ține de cuvânt până în ultimul moment al acestui ciclu electoral și sperăm că în 2024 ne vom găsi iarăși locul și aici la DEVA, unde suntem foarte micuți, și la Târgu Mureș, și la Satu Mare, și la Miercurea Ciuc, acolo există unde suntem mai importanți. Și există o comunitate mult mai mare de maghiari în România. Sigur că da. Spuneați că veți lua în calcul și luați în calcul, bineînțeles, reîntoarcerea la guvernare și puțin mai devreme ați subliniat faptul că ați fost împinși acum așa de este la guvernare. Veți accepta, dacă să presupunem așa, într-un scenariu, să ne imaginăm puțin, va arăta la fel, sub o formă sau alta, bineînțeles, viitoarea guvernare, veți accepta din nou să faceți parte dintr-o guvernare PSD, PNL, UDMR? Acum, această întrebare este un pic timpurie, pentru că deocamdată și noi și toată lumea din politica din România se concentrează pe alegeri. Și înainte de a putea răspunde la această întrebare, noi va trebui să ascultăm vocea alegătorilor. Și voința alegătorilor va pune PSD-ul la X procente, Partidul Național Liberal la Y procente, pe noi, UDMR, la Z procente, pe ceilalți competitori electorali, pe USR, pe, sigur, vedem niște alianțe care se construiesc din așa mai departe, vedem un partid care are o evoluție fulminantă și care, din punctul meu de vedere, acelea vor fi voturile pierdute. Și vorbesc de AUR, care sunt voturi pierdute și pentru Parlamentul României, sunt voturi pierdute și pentru Parlamentul European. De ce spuneți că sunt pierdute? Pentru că, știți foarte bine, în momentul în care s-a constituit, de exemplu, în 2019, Parlamentul European, atunci am avut acel grup Identitate și Democrație, format din Partidul Alternativa pentru Germania, din alte partide extremiste, populiste și naționaliste, care au fost puse deoparte și, practic, noi ne-am construit întreaga conducere a Parlamentului European, toate majoritățile din Parlamentul European, fără acel partid. Acum aud la București, eu știu ce nemulțumire din partea acestui partid, că reprezentantul lor nu a primit eu știu, o funcție în Curtea de Conturi a României. Păi a fi și culmea, acum iertați-mă, vă rog frumos, și este conform regulilor democrației. Pentru că democrația este condusă prin alianțe. Foarte rar se întâmplă. Știți că era acea dorință cu vreo 15 ani, PD-ul visa și domnul fost președinte Băsescu visau să aibă o politică bipartinică în România. Un partid de dreapta, un partid de stânga și așa mai departe. Nu este european. Treaba asta la americani, vedeți unde a dus Alminteri, politica bipartizană. Noi în Europa suntem puțin mai complicați, suntem puțin mai diversi decât două partide. Și atunci este în mod natural faptul că dacă avem într-un parlament niște oameni, niște politicieni cu mandatul poporului, cu voturile poporului, care spun noi sprijinim Europa, noi sprijinim democrația, noi sprijinim statul de drept, noi sprijinim jocul democratic, care împreună fac 60, 55, 60, 65, 70% din parlament, pot decide tot democratic împreună că există o grupare care trebuie ținută pe tușă. Și asta va fi gruparea AUR, care va fi ținută pe tușă și în Parlamentul European și în Parlamentul României, cu tot respectul pentru votanților, pentru că eu îi respect pe toți cei care votează, doar am comunicat care va fi rezultatul voturilor acordate formațiunii acesteia.
și pentru că am aflat ce va face UDMR în 2024. Ce dorim să facem. Ce doriți să faceți în 2024. Sunt convinsă că și dintre cei care ne urmăresc sunt curioși să știe ce va face Iuliu Winkler în 2024. Da, aceasta este o întrebare bună. Acum, așa cum v-am dat răspunsul că ce va putea face oricare partid în 2024 depinde de dorința și de decizia electoratului, așa și ce voi face eu depinde până la urmă de decizia electoratului. Înainte de a ajunge în fața electoratului, mai am un pas foarte important, și anume decizia UDMR, care va face o listă de candidați pentru Parlamentul European. Eu îmi doresc să candidez, voi candida pentru această listă. Și undeva la început de martie, la final de februarie, UDMR va lua o decizie, exact ca în urmă cu 4 ani și jumătate. La momentul oportun se va lua o decizie. Eu cred că, cum să spun, pe de o parte, colegii mei din UDMR știu că eu mai am foarte multe planuri, foarte multe proiecte, foarte multe idei noi. Pe de altă parte, sper că și experiența contează, și atunci, adică știu că contează, dar sper că va conta în mod suficient de mult ca să primesc un vot pozitiv de încredere, în primul rând din partea UDMR, pentru a fi pe listă. Sigur că lungimea listei noastre a UDMR, cum să spun, noi avem, dacă suntem realiști, trebuie să vedem că avem două locuri eligibile pe lista pentru Parlamentul European. La un moment dat am avut și trei, deci am fost și trei în Parlamentul European, dar au fost alte circumstanțe decât acum. Eu cred că acum realist e să spunem că avem două locuri. Obiectivul nostru în 2024 este păstrarea acestor două locuri și eu sper să fiu unul dintre cei doi luptători care ne vom angaja și în campania electorală pe un loc eligibil din partea UDMR. Și până una alta este cumva firesc, așa cum spuneați, pentru că în toți acești ani de când vă aflați în această poziție de europarlamentar, iată, hunedoreanul nostru, este firesc să vă doriți să vă duceți proiectele la final, e firesc de asemenea să puneți așa punctul pe i în ceea ce privește România, în primul rând, pentru că avem nevoie de oameni care știu ce au de făcut și dumneavoastră vă încadrați acolo în acest peisaj și la experiență și cifre și tot ceea ce mulțumesc trebuie pentru a pentru putea această, să ne reprezentați așa cum trebuie. Mulțumesc pentru această opinie. Nu știu dacă mai avem laudă, secunde. Este o constatare probabil nu doar a mea, ci și a multora dintre cei care dacă mai avem secunde vreo 10 minute, cred, pentru maxim că, din pentru emisiune. Că eu cred că este foarte important de spus și miza puțin mai largă a anului 2024, pentru că, vedeți, dumneavoastră, nu votăm doar pentru un mandat de 4 ani. Acum este o situație interesantă și la nivel european și la nivelul României. Vedeți că avem două războaie. Unul este la pragul nostru, altul este în imediată vecinătate și ne influențează pe noi, România, și pe noi, Uniunea Europeană. Al doilea lucru care trebuie văzut este că ne aflăm într-un moment de reformulare, un moment de repornire cu acele două tranziții, tranziția digitală și tranziția verde către sustenabilitate. Acestea nu sunt doar sloganuri inventate pentru PNRR, ca să dea, știți, să dea bine. Uneori e și nevoia aceasta a politicienilor de a ambala un program cu niște sloganuri frumoase. Nu, este vorba chiar de schimbarea modului nostru de viață. Deja astăzi și tinerii de 25-30 de ani care sunt la început de carieră lucrează cu totul altfel decât categoria generația X, nu, generația mea, aflată dincolo de 50 de ani și aflată către final de carieră. Noi, generația mea, avem niște probleme destul de mari de a ne adapta. Noi suntem migranții digitali. Știți povestea aceasta cu băștinașii digitali? Ei sunt generația Z, acum cei care s-au născut cu internetul, s-au născut cu telefonul mobil, s-au născut cu digitalul și noi care ne-am născut într-o epocă a analogicului și acum încercăm să învățăm. Sigur că învățăm, dar nu suntem nativi, da? Se schimbă viața. Nu este foarte clară și nu este de la sine înțeles direcția către care va merge Uniunea Europeană. Pentru că vedeți că sunt contradicții foarte mari. Și atunci, anul 2024, în alte țări, e puțin mai disipat. Ai avut anul trecut alegeri parlamentare, anul viitor alegi pentru Europa, peste încă un an sau doi alegi pentru autorități locale. Noi,
se întâmplă să avem acest an 2024 care este ca o lovitură în plex. Toate deciziile odată, în același an. Iar efectul lor, asta încerc să vă spun, nu va fi neapărat doar pentru 4 ani, pentru un mandat sau pentru 5 ani în cazul Parlamentului European și al președintelui României, ci efectul lor va fi cam pentru un deceniu. Cine convinge anul viitor și preia frâiele guvernării, s-ar putea să nu guverneze doar 3 sau 4 ani sau să cadă guvernul și s-ar putea să dea un trend pentru următoarea perioadă. Cine va conduce Parlamentul European și eu sper că din această majoritate de stânga și puțin cam verde închis a Parlamentului European de astăzi, să trecem din nou înapoi către o majoritate conservatoare și o majoritate mai de centru-dreapta. Nu vorbesc dreapta ideologică. Centru-dreapta, acela care spune, și așa cum spune Partidul Popular European, noi facem politici pentru oameni. Nu facem politici pe bază ideologică. Păi cum să închid centrala nucleară? Ultimele 3 centrale nucleare le închid în Germania în 2023, dar în același timp am deschis toate centralele pe cărbune. Păi câtă duplicitate poate să intre, câtă demagogie poate să intre într-o asemenea decizie făcută de dragul unui curent verde și a unui partid politic care e adevărat că astăzi este la guvernare. Dar veți vedea că Partidul Verde în Germania, Verzii, vor fi unii dintre perdanții alegerilor pentru Parlamentul European. Și atunci de aceea spun că anul viitor pentru România va fi foarte important și nu neapărat discutăm de mandate. Noi UDMR am și spus și pentru noi, pentru UDMR, anul 2024 nu este despre 200 de primari, 30 de senatori și deputați și 2 europarlamentari. Nu contează aceste persoane. Contează reprezentarea comunității și faptul ca noi să rămânem un factor de dialog în politica din România. Asta ne dorim noi. Să ne reprezentăm comunitatea la Bruxelles, să ne reprezentăm țara, pentru că nu există bunăstare pentru maghiari fără bunăstare pentru Transilvania și pentru România, deci pentru toți. Și ca atare, acesta o să fie mesajul nostru, că nu neapărat decidem soarta unor oameni care sunt candidații și nu neapărat decidem doar pentru un mandat, ci decidem pentru o traiectorie viitoare a Uniunii Europene și a României în cadrul acestei Uniuni Europene. Și pentru că tot ați adus în discuție și aceste tranziții verzi și tot discutăm despre a proteja și natura și nu numai, în ultimele 2-3 minute din această emisiune vreau să discutăm puțin și despre acel program Casa Verde pentru fotovoltaice, pentru că acesta era foarte așteptat de 10 de mii de beneficiari, însă a fost suspendat. Ce se întâmplă mai exact, de fapt, cu acest program? Mai exact 90 de mii de beneficiari. 90 de mii de beneficiari, programul a fost suspendat din cauza unei decizii care face parte dintr-o nouă profesie în România. Ea a apărut acum vreo 15 ani și se numește profesia contestării licitațiilor. Este o profesie foarte bănoasă, să știți. Cei care au devenit contestatari de licitații, de profesie, fac niște venituri extraordinar de bune, ne punând niciodată o cărămidă peste cealaltă, ci contestând și, de fapt, acum sper să nu deranjez pe nimeni așa de mult ca să-mi adunce pisici moarte peste gard acasă, dar s-a întâmplat unor colegi. Da. Dar se fac venituri foarte bune din contestarea licitațiilor, da? Și atunci Casa Verde. Casa Verde lucrează, cei care au studiat puțin programul știu, lucrează cu executanți, deci firme calificate, firme care sunt eligibile pe o listă. 515 de asemenea firme există, una dintre ele și apoi încă câteva, un total de 5 firme care nu au fost incluse pe baza performanței lor pe această listă a executanților eligibili, au contestat decizia de a nu fi incluse. Motiv pentru care s-a oprit întreaga procedură. Acum, domnul ministru, nu acum, pentru că e o treabă de acum 3 săptămâni aproximativ, acum 3 săptămâni domnul ministru ne-a spus că speră ca justiția să fie rapidă, ceea ce e cam greu. Dați-mi voie să fiu puțin pesimist și mai speră încă domnul ministru ceva, și anume că cele 5 acțiuni în instanță
se vor încheia cu decizii similare, ceea ce iarăși dați-mi voie să nu fiu chiar așa de convins, cunoscând starea justiției din România și faptul că o instanță din vestul țării s-ar putea să aducă o decizie diferită decât una din estul sau din nordul țării, dar programul este blocat. Acum, sigur că administrativ decizia ministrului este că nu se va pierde niciun termen și efectiv va fi prelungit programul cu durata suspendării din motive juridice de contestații depuse. Deci mai au o șansă cei 90.000 de beneficiari. Sigur că ei au o șansă, însă între timp condițiile se schimbă foarte rapid și aici vreau să spun faptul că acest spot național al contestanților este o chestiune extrem, extrem, extrem de negativă, care aduce nenumărate prejudicii. Timpul costă bani, asta știm din proverbe, da? Din filme, din Dallas, cine a văzut Dallas sau cine își mai aduce aminte. Timpul costă bani și în această situație acum, iarăși, timpul va costa bani, pentru că degeaba dau drumul la program în ianuarie, când probabil că e mai greu să duc oamenii pe acoperișuri și să montez panouri solare prin gheață și prin vânt. Deci, iată că suntem într-o situație nedorită, altminte nu e prima blocare a programului Casa Verde, știți că au mai fost și alte situații. Eu mi-aș dori să găsim o soluție legislativă și statul de drept în România să găsească o soluție legislativă generală, nu la programul Casa Verde, ci la problema contestațiilor, pentru că există asemenea soluții, ceea ce lipsește este dorința, până la urmă voința politică de a ajunge la asemenea soluții. Sigur că mă refer nu la acțiunea instanțelor, nu la ceea ce vorbeam mai înainte, acolo nu e o treabă de voință politică, e o treabă de justiție independentă, însă mă refer la legiuitor, care este Parlamentul României și care ar putea să schimbe legislația în așa fel, încât această profesie a contestatarului din România să dispară prin măsuri legislative. Și am ajuns la finalul acestei emisiuni. Am mai fi avut destul de multe subiecte pe care să le dezbatem, pentru că atunci când vă prindem, încercăm așa să scoatem de la dumneavoastră cât mai multe informații, cum este și firesc de altfel să o facem. Vă doresc mult succes cu toate planurile pe care le aveți și pentru acest an și pentru 2024 și vă mai așteptăm aici să veniți în fața hunedorenilor. Vă mulțumesc frumos și salut și pe cei care au urmărit acest dialog. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Să aveți o după masă frumoasă!